În această dimineață tot despre culoare vom vorbi, despre o altă formă a culorii, de aceea muzicală, și a imaginilor care apar atunci când lansezi o piesă. Știi cum se cere, că așa zice lumea, se cere, cer prieteni, la fel cu ziua de naștere, se autoinvită cumva. Aici lumea cere un videoclip, iar în această dimineață despre videoclip vom vorbi alături de invitata mea, Ana Gulcu. Bună dimineața, bine bună ai venit! Bună dimineața, bine v-am regăsit! Ce mai faci, cum ești? Sunt bine, mersi. Mai nou un videoclip? Da, mai nou, pe partea activității mele artistice am produs un videoclip. El este practic încă călduț, o să simțiți că este de la cuptor. Este în premieră, trebuie de menționat lucrul ăsta. Da, este premieră. Știi ce vrei, este videoclip pentru piesa Știi ce vrei. Este nimeni, absolut, dar nimeni nu l-a văzut. Ana probabil l-a văzut, dar e singura. Pentru că restul nu le-a permis, chiar și ei care lucrau al video pe bucăți, lucra câte 10 secunde și era dat afară să vină următorul. Exact, am impresia că ai asistat undeva lângă noi, da? Zine mai multe în cazul dat, cumva m-am anticipat. De fapt, ai dreptate, l-am văzut și eu de curând, recent videoclipul, și m-a surprins plăcut, pentru că, într-adevăr, este probabil primul videoclip, pentru că cei care ne cunosc, suntem destul de bravi, muncim, am avut, deja avem un istoric și o biografie, un portofoliu de videoclipuri și de piese, dar acesta este unul special. De ce? Videoclip, și ca abordare, și ca atitudinea cu care noi am venit, și piesa. Totul pornește de la piesă, de fapt. Piesa asta mi este destul de, în mod deosebit, de dragă. Poate și pentru că, de fapt, nemijlocit noi ne compunem piesele. Și, tot, și atunci, evident că munca pe care depui... Videoclipul tot voi? Tot videoclipul... Nu, parțial am venit cu ideea. Dacă am să zic nu, o să mint, dar parțial am intervenit. Asta este acel, de ce ziceam că deosebit? Pentru că este acel caz când m-am încrezut fără a interveni sau a arăta cu degetelul ce vreau. M-am încrezut în regizor, în conceptul cu care el a venit. Și ai mers înainte împreună, ați creat împreună, o echipă care exact, o echipă foarte frumoasă. Hai să întreb un lucru, să presupunem, vreau să facem un joc acum, pentru că vreau să înțeleg mai bine ce înseamnă crearea acestui videoclip sau a unui videoclip. Să presupunem că ai o altă piesă la care tu ții foarte mult. Eu vin la tine și îți propun, Ana, vreau să-ți fac videoclipul, să ți-l produc, de exemplu. Vreau să te întreb primele lucruri la care te gândești și primele lucruri care întreb persoana aia. Că eu am venit la tine. Ce mă întrebi tu pentru prima dată? Ce vrei să afli tu? Sau care este partea asta de început pentru crearea unui videoclip? În primul rând, însăși faptul că ai fi venit, de exemplu, deja este un moment de plus, cât de banal n-ar suna, pentru că înseamnă că ești motivat. Da, înseamnă îmi doresc că, să lucrez. Înseamnă că cunoști creația noastră și dacă tot vii cu intenția și propunerea de a face ceva, înseamnă că te regăsești în arta noastră. Dar evident că am să analizez lucrările precedente. E foarte important lucrul ăsta. Asta este un moment de bază, pentru că să vindem știm cu toții. Da, să produce ceva de calitate când, mai greu. Da, la nivel verbal. Dar deja când produci, se observă însăși ceea ce faci, vorbește pentru tine. Da, ok, ca să ne reîntoarcem la videoclipul care astăzi îl vom vedea în premieră, vreau să întreb cât timp ați lucrat la el. A durat mai mult, a fost o perioadă mai scurtă, cât de mult a durat? Nu știu dacă pot să estimez, cumva să dau un termen, pentru că nu am lucrat constant. De exemplu, iată, din ziua de azi am început muncă, ne-am adunat, a fost o muncă... Treptată. Dat fiind că toți din echipă, în special trupa, pentru că reprezint, eu astăzi reprezint și... trupa, suntem o echipă, da. Nu sunt doar eu. Fiecare are o activitate a sa. Are un job a sa de bază. Muzica este hobby. Cumva acest, da, hobby în care noi ne regăsim și fără de care nu putem, suntem dependenți de activitatea muzicală. Și atunci nu poți, îți dai seama, nu poți vii ca la job să te ocupi de... Probabil că dacă noi ne-am fi ocupat de asta ca o profesie, s-ar fi produs lucrurile altfel. Dar noi aici ne expunem trăirile, sublimăm, îmi place acest termen din psihologie. Și de asta nu pot să zic un termen. Deci totul a pornit de la întâlnire. Am avut câteva întâlniri comune, de brainstorming, în care am zis fiecare. Mi-asta îmi plac, apropo, hai să scrie, îmi plac cel mai mult, exact. Pentru că toată lumea vine cu idei, unele mai bune, unele mai puțin bune. Și uneori poate ideea cea mai puțin bună, cumva analizată, reschimbată, readaptată, exact, ajunge să fie finală.
aduce rezultate. Da. Ne-am întâlnit, am discutat, au fost câteva întâlniri foarte productive, după care am, bineînțeles că am muncit și la distanță, fiecare cu îi mai vine o idee, interacționam deja pe chat-uri, tot felul de, da, evident că birocratic așa cumva. Bine, dar oricum nu ați pus stop, Nu am pus stop. Poate că cumva lucrurile au durat mai mult timp pentru că erați ocupați sau prins și în alte activități, asta, dar totul a continuat. Asta e important, pentru că, nu știu, dacă ai pățit-o de-a lungul timpului, să pui stop la o activitate care îți place enorm de mult sau, nu știu, poate la o piesă, poate la un videoclip și mai apoi, peste o perioadă când vrei să rezi, dai seama că nu mai e cheful sau nu-ți mai place. Da, este acest moment, că dacă scapi acel val sau acea pornire, poate să, ca o flacără să se stingă puțin. Însă nu a fost cazul acesta, pentru că, cum am zis anterior, puterea piesei, adică atunci când îți place ceva ce faci, când te reprezintă, atunci este, rămâne actual. Da, vreau să îmi spui ce reprezintă de fapt în videoclip, pentru că cred că e ceva diferit, o altfel de abordare. Ce e acolo? Pentru că până a vedea ce imaginea. Zici, ce vrei să zici prin altfel de abordare? Tu asta ai zis. Tu mi-ai zis că e o altfel de abordare, la, exact. Am crezut că ofer un feedback acum la... Nu, eu abia aștept, dar vreau să știu până atunci ce înseamnă altfel de abordare. Începând cu piesa și până la abordarea cu care am venit la asupra lucrurilor cu videoclipul. Tu te regăsești 100%. Deci iarăși aceleași numeroase întâlniri, cei ce anterior cumva se produceau lucrurile mai repede, mai spontan. Acum noi foarte calculat am gândit de o abordare profesionistă. Asta am dorit să zic. O abordare mai corespunzătoare domeniului de... Muzical și muzical. Da, hai să mai întrebăm lucruri, pentru că știi că de obicei noi mai avem și tendința asta. Am încheiat un lucru, am tras linia, am văzut, ne place, îl promovăm în cazul piesei și a videoclipului, după care ne reapucăm de altceva. Acum vă gândiți la un alt videoclip, lucrați, nu știu, poate aveți ideea de a face lucrul ăsta în viitor? Vorbind de echipă întreagă. Vorbind de echipă și din planurile pentru perioada următoare, cât privește de un videoclip, nu planificăm imediat acum. Acum dorim să promovăm, să arătăm acest videoclip, iar ca și scop prioritar este să înregistrăm. Avem foarte multe piese, foarte frumoase. Care... Da, și atunci dorim să nu le auzim doar noi în studioul nostru de repetiție, dar să le înregistrăm ca să capete și ele viață. Deci cu... Da, aici apropo am o întrebare, pentru că aveam un prieten care avea și el o trupă, gen de asta de gheretă și care și-a deschis-o cu băieți în cartier și el tot timpul avea nerăbdarea să audă și alții. Zi-mi dacă și în cazul tău e la fel, când faci muzică, că încă nu e înregistrată și ai nerăbdarea. Mă, dar ce fi să asculte și alții? Hai să vadă și ceilalți care ne plac sau nu ne plac și că poate cineva i-a tras mai târziu. În cazul acestei piese chiar aveam o dorință mai pronunțată decât de obicei să fie auzită, pentru că am simțit că deja suntem maturi și personal eu, la fel, m-am simțit un fel de maturizare în domeniul muzical și atunci evident că îți place să recunoaștem cu toții când este ceva al tău, ca un altfel, copil, dar da. Vrei să fie văzut, auzit, să auzi un feedback. De asta am dorit. Deși eu nu sunt din categorie de persoane care excesiv arată sau așteaptă ceva, eu sunt așa puțin mai modestă. Bine, hai să lăsăm la această dimineață modestia la o parte. Eu îți mulțumesc mult că ai venit. Și eu îți mulțumesc pentru invitație. E un clip alb-negru, trebuie de menționat lucrul ăsta. Nu chiar alb-negru. Nu chiar alb-negru, acum, și-am primit informația. Da, oamenii de artă ar fi fost, ați ar riposta. Este un fel de alb-negru, un soi de alb-negru, dar mai nuanțe mai... Am înțeles. Eu am primit astfel informația, nu aruncați cu pietre, oricum de cezarului ceea cezarului și vedem în premieră în aceste momente videoclipul pentru piesa Știi ce vrei.